Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stăciu sunt și astăzi la istoria fotbalului începem un nou serial dedicat celui care a fost legendarul Gheorghe Păcurariu, fundaș stânga în echipa primei promovări a Politehnicii Timișoara în divizia A, în primul eșalon, în 1948, dar mai interesant, născut chiar în ziua în care s-a înființat statutar Societatea Sportivă Politehnica Timișoara, la 4 decembrie 1921. Mai mult decât atât, Gheorghe Păcurariu a fost și absolvent al actualei Universității Politehnica Timișoara. Pe fiul său, regretatul și renumitul ziarist arădean, Ovidiu Păcurariu, l-am cunoscut bine, un minunat jurnalist sportiv. Drumurile noastre s-au întâlnit de foarte, foarte multe ori. Ultima dată chiar la sărbătorirea centenarului Politehnicii, la 4 decembrie 2021. Iar pentru a vorbi despre acești doi mari dispăruți, am invitat-o pe doamna Raluca Păcurariu, este fiica lui Ovidiu și nepoata lui Gheorghe Păcurariu. Bine ați venit! Bună ziua, domnule Stăncioiu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. Sunt onorată să mă aflu aici alături de dumneavoastră, în proximitatea arenei unde bunicul meu a evoluat, în proximitatea căminului unde tatăl meu a locuit ca student. Vreau să începem cu începutul, cu ziua de 4 decembrie 1921, când se năștea Societatea Sportivă Politehnica Timișoara, dar se năștea totodată și bunicul dumneavoastră la Arad. Exact. Exact, a fost mezinul, a avut un frate și trei surori, de care a fost foarte, foarte atașat. Una dintre surorile lui, fiind născută tot la data de 4 decembrie, dacă bine rețin, în anul 1919. Dintr-o familie arădeană, jet-beget, înțeleg. Jet-beget, originar din cartierul Pârneava. Ovidiu era foarte mândru de originile sale pârnevene. Spunea despre acest cartier că este Manhattanul Aradului. Deci, iată, din start vedem o legătură între Arad și Timișoara din punct de vedere fotbalistic, pentru că de-a lungul timpului se va întâmpla de foarte multe ori, într-un sens sau altul, mă refer la Peciovski, nu? Care a plecat din Timișoara și va ajunge o legendă a fotbalului arădean la UTA și în Naționala României, vorbesc de Ciosescu, arădeanul devenit golgheter la Poli, de Lereter, de foarte, foarte multe nume. Jivan. Mișu Jivan, portarul de la mijlocul anilor 70, alături de care tatăl dumneavoastră, domnul Ovidiu, a venit la centenar. La și pe care bunicul meu l-a influențat și a intermediat transferul lui în anii 70 la Poli Timișoara. Asta n-am. Cu siguranță, dacă îl veți invita și pe Mihai Jivan, vă confirma. Am vorbit, iată, au trecut 2 ani și jumătate de atunci, încă nu am... nu mi-am concretizat așa cum vorbisem și cu tatăl dumneavoastră atunci, că vreau să vin într-o emisiune. Din păcate, timpul n-am mai avut răbdare și peste nici 2 luni, la început ianuarie 2022, s-a dus la domnul. Bun. Despre bunicul dumneavoastră, a început să joace fotbal, din câte știu, la Arad. La Arad, așa este, de la vârsta de 11 ani. Mărturie este în această carte, care cred că este Biblia mai multor poliști contemporani. Scrisă de profesorul Gheorghe Popa, regretatul fost profesor de la Departamentul de Educație Fizică și Sport din cadrul Universității Politehnica Timișoara. L-am cunoscut bine și am colaborat la multe dintre cărțile sale. Și a evoluat la echipa locală. CFR Arad. A fost o minte sclipitoare, cu aceasta trebuie să încep și să subliniez totodată. Și a fost susținut de vărul său primar, Gheorghe Cioban. Era mai mare decât el, lucra deja la banca din Viena,
avea un oarecare confort financiar și la vremea respectivă studiile ca în țările civilizate se plăteau. Bunicul meu era elev la școală publică. Asta nu înseamnă, mă iertați, că noi nu eram și nu suntem o țară foarte civilizată. Era la o școală publică, dar vărul său, văzând potențialul și alonja lui intelectual, i-a finanțat studiile la școala de băieți, așa se numea la momentul respectiv, școala de băieți Moise Nicoară. Pentru un liceu din Arad. Bineînțeles, și bunicul meu a repetat un an pentru că nu i-a fost asimilat din anul făcut la liceul public. A absolvit Moise Nicoară în 1942, Ovidiu în 1970, eu în 1998. Este o simetrie la un interval de 28 de ani. Din generație, bunic, tată, fică. Ce interesant, asta trebuie să-mi notez. Pentru că îmi extrag, din această emisiune îmi voi extrage foarte multe lucruri pentru subcapitolul pe care îl voi dedica bunicului dumneavoastră în monografia fotbalului Politehnist Timișorean, la care lucrez de foarte mulți ani. O variantă light, să zic așa, a apărut la centenar, dar va apărea ceva foarte serios. Știți, pentru serios. Mine este o încărcătură foarte mare. Încă sunt în faza de negare cu Ovidiu. Da. Și am găsit, să știți, la el pe birou, când am venit acasă pentru înmormântarea lui, toate materialele primite în 4 decembrie 1921 și în barul de acasă este neatinsă, este și o sticlă de vin de Recaș cu eticheta. Ar trebui să fie și cartea scrisă de mine. Cu siguranță, cu siguranță. Și de colegul meu, Viorel Jurcuț, care a făcut partea de handbal. Da, este un volum comun. Da. Bun. De la liceu Moise Nicoară, bunicul dumneavoastră merge la medicină la Cluj. Știu exact, bine. Da. Așa este. Am reconstituit puțin istoria acelor vremuri. În urma dictatului de la Viena, Clujul a intrat sub dominație maghiară și mulți clujeni, inclusiv universitatea, a fost strămutată la Sibiu. Inclusiv echipa de fotbal pentru a nu evolua, Cluj. Da, exact, pentru a nu evolua sub dominație sau în campionatul maghiar, ci în campionatul României. Din ceea ce am citit, federația în acest context a și mărit numărul echipelor din acea perioadă, din acel campionat. De aceea, în carnetul de jucător al bunicului meu figurează Universitatea Sibiu și nu Universitatea Cluj. Da. Era student la Facultatea de Medicină. Din păcate, nu știu să spun perioada cât a evoluat pentru Universitatea Cluj-Sibiu, datorită unor convingeri și a contextului sociopolitic de atunci. Viața sa a fost pe pauză pentru câțiva ani la închisoarea de la Iud. Vorbim după venirea comuniștilor în țară, nu? El a fost legitimat în 1942 la am aici la Universitatea și îl deschid cu mare atenție și cu mare onoare. Am carnetul original de joc. Îl rog pe colegul meu, Dani Șoșdean, vom vedea oricum fotografia asta în slideshow care va urma. Deci ăsta este carnetul original de joc al legendarului Gheorghe Păcurariu, pe care doamna Păcurariu ni l-a adus. Și tare mult îmi doresc ca acest carnet să stea la loc de cinste în viitorul muzeu, care nu mai are deloc mult până va, cu sau fără voia autorităților locale sau fără ajutorul lor, Muzeul de Istorie a fotbalului polist va exista cât de curând la Timișoara și sper tare mult ca acest carnet să-l donați în custodie sau cum se spune muzeului nostru. Deci, aici Universitatea Sibiu 1942, așadar în plin război, în plină perioadă a consecințelor dictatului de la Viena.
figurează că în 1946 se întoarce la CFR Arad și în același an, după doar câteva luni, vine la Politehnica Timișoara. A schimbat macazul și academic și a urmat cursurile facultății de mecanică, pe care evident că a absolvit-o, din cadrul Universității Politehnica Timișoara. Și astfel el în perioada... Medicina a terminat-o? Nu, a fost războiul? Atunci eu cred că perioada asta cu... Haideți să o lăsăm așa, vă rog. Nu pot să o las așa. Perioada cu aiudul... Era, nici eu nu știu foarte, foarte multe, era o chestie foarte sensibilă și pentru Ovidiu. Mi-a spus, și acum țin minte, când aveam 12 ani și am mers în 4 decembrie la cimitir, mi-a spus că bunul a fost la închisoare. Știu că după, în 21 pic decembrie 1989, l-am văzut pentru prima dată plângând că și-ar dori ca și tata lui să fie în viață, să se bucure în naivitatea lui de izbândă, de așa, și toată viața acel episod i-a marcat. Da, să știți că a fost, eu mă gândesc că a fost persecutat. Episodul ăsta trist a fost după perioada de la Poli Timișoara. Eu cred că la începutul anilor 50. Nu? Eu așa cred. Așa credeți? Da. Ovidiu nu era născut. Ovidiu s-a născut în 51. Știu. Ovidiu nu era născut. Interesant. Voi căuta să aflu. E celebra închisoare bolșevică de la Iud, unde alături de Gherla, de Siget și de Pitești, de Canaș. Nu vreau să se dea pe post, știți, cu cine a fost în celulă. Păi dacă ne spuneți, acum se va da pe post. Dacă nu vreți, nu ne spuneți. Dar de ce nu vreți să spuneți? Nu. Pentru că este vorba și de altă familie. O voi întreba sunt pe în viață. Lucia Hosul Longini. Nu. Bine, nu. Dacă nu vreți, nu ne spuneți. Deci, facultatea de mecanică la Timișoara, pe care o termină, asta da, știu sigur. Da. Și, în paralel, joacă la Politehnica Timișoara. Da, din 1946. Din 46, când și-a dobândit și porecla șogori. El așa a fost cunoscut în lumea fotbalistică a acelor vremuri și așa i-a rămas porecla șogori, nu în sens peiorativ, pentru că în zona noastră folclorică poate însemna și altceva. În urma unui antrenament, nu era și foamea de după război, unul dintre coechipieri, nu știu dacă nu chiar Andrei Rădulescu sau Corbuș, că de el a fost cel mai atașat, și de portarul Franciscovici. Da, vom spune imediat și componența acelei echipe. Așa, îi spuseseră antrenorului Rudi Bürger, cu care, apropo, bunicul meu comunica în maghiară. Celebrul fundaș dreapta al Ripensiei și al Naționalei României din anii 30. Și astfel, unul dintre cei trei menționați face observație antrenorului să o lase mai moale, că nu mai puteau de foame. Și bunicul meu a văzut așa cu coada ochiului că la marginea terenului stătea cu minte cumnatul lui, soțul surorii născute în 4 decembrie, care era ceferist, avea gratuitate pe tren și venise de la Arad cu o șuncă de casă și cu o pâine mare de casă, trimisă de fratele bunicului meu. A fost un personaj aparte în Aradul anilor 70-80, Alexandru Leții Păcurar, care era maestru măcelar la măcelăria Țmor. Da, putem să-i dăm numele că nu mai există. Da. Exact, și Pidi Țmor a fost basketbalist la Politehnica în anii 70. Basketbalist celebru. Da. Deci tatălui avea această măcelărie, iar fratele bunicului meu era maestru măcelar și beneficia lunar de o anume cantitate de carne și mezeluri, pe care a preferat în acea lună să-i o trimită fratelui lui.
Și atunci, după antrenament, au mers în vestiar și bunicul meu a pus la dispoziția întregii echipe acea șuncă și pâine care a fost consumată pe loc. Îl rog pe colegul meu, Dani Șoșdean, regizorul emisiunilor noastre, să dea drumul acelui slideshow cu fotografii și, eu știu, diplome, atestate din viața și cariera lui Gheorghe Păcurariu și vă rog să continuați. Imaginile rulează dumneavoastră, ne povestiți. Și astfel și Andrei Rădulescu nu era originar din București și l-a întrebat pe bunicul meu, cum i-ai spus cumnatului tău, șogorul? Și de atunci așa i-a rămas porecla șogor. Da. Ați pomenit de Andrei Rădulescu, marele centru înaintaș al Politehnicii de la promovarea din 48, bucureștean de origine, care ajunge să joace pentru Naționala României, chiar legitimat la poli, fiind în acea vară 48, este primul polist care joacă în Națională într-un meci oficial. E vorba de o partidă din cadrul jocurilor balcanice și ale Europei Centrale, o competiție regională, să zic, o extindere a Cupei Balcanice, pe care o știm noi. Și să spunem și echipa tip care a promovat în 1948 în Divizia A. În poartă era Franciscovic, așadar ați pomenit de el, fundaș dreapta Corboș, pe stânga Păcurariu. La mijloc Mazăre, Popescu și Rusalin Marcu. Rusalin Marcu, o figură emblematică a fotbalului polist, va fi și capitan, ani în șir va juca la Poli. În atac Andreescu, fost la Ripensia, în perioada de declin a Ripensiei. Inter dreapta Iovan, centru Andrei Rădulescu. Mă uit să nu uit pe cineva, Inter stânga Morja și extrem în stânga Meghie. Sigur, mai erau și alții, de Chiorianu, erau și alții. Culmea la turneul de promovare, barajul de promovare în Divizia A, rezervă de portar a fost un handbalist, Baciu, deoarece în acel moment echipa nu avea rezervă de portar pentru Franciscovic. Bun, suntem pe finalul acestui prim episod. Ne vom revedea săptămâna viitoare, dar nu înainte de a lăsa acest slideshow să ruleze până la final și să spunem că după această primă promovare, mai exact să ne întoarcem puțin la 1946, când tatăl dumneavoastră vine la Poli. Atunci, practic, imediat după război s-a născut această mare echipă, prima mare echipă postbelică pe care a avut-o Poli Timișoara. A mai fost una prin 1927, o echipă foarte tânără cu mulți viitori internaționali, Sepi II, eu știu, Chiroiu II, Deheleanu, dar erau foarte, foarte tineri. Această echipă, după război, a susținut 3 baraje consecutive pentru Divizia A, primele 2 pierdute în 1946 și 47, iar al treilea câștigat în 1948, când Politehnica se va impune din start, încă din primul sezon, ca o echipă foarte bună a primei ligi din România, va ocupa și locul 3. Din păcate, nu peste mulți ani vine retrogradarea, cum noi ne obișnuim. Cei care știm istoria fotbalului polis știm lucrul ăsta. A fost plin de retrogradări în istoria clubului. Ne revedem săptămâna viitoare.